Paștele se încadrează în modelul preistoric de renaștere simbolică a timpului și spațiului prin jertfa divinității adorate. Însă puțin se mai gândesc acum la faptul că în diverse forme sărbătoarea a preexistat creștinismului. Deosebirea fundamentală între creștinism și alte tradiții religioase constă în faptul că jertfa, prin substituție a zeului precreștin, a fost înlocuită cu jertfa Domnului Isus. Aceasta a fost săvârșită o singură dată pe Golgota în numele tuturor oamenilor și reactualizată ritual de credincioși la aceeași dată și în fiecare an. În Sâmbăta Sfântă, credincioșii meditează în tăcere și rugăciune pătimirea și moartea lui Hristos, iar în cursul zilei nu are loc nicio acțiune liturgică. În schimb, noaptea are loc celebrarea solemnă a Vigiliei Pascale, prin care se exprimă trecerea de la moarte și păcat la viața nouă în Iisus Hristos înviat.